pues se la sé, micrófono. Ja, bune. Salut, sunt domnul Cristian de la Blogul Vieții și mă chinui de ceva timp să ies din anonimat de pe YouTube, chiar mă chinui, mă încăpățânesc să fac chestii după capul meu, dar da, toate astea până când. Domnul mi-e martor că am încercat să ies în anonimat, chiar am încercat, dar a venit așa timpul să recunosc că e timpul să renunț la orgolii și ambiții prostești și să recunosc că am nevoie de ajutor și nu, nu, nu râdeți, nu râdeți. E ok, e ok să fii realist cu tine și să faci chestia asta, exercițiul ăsta ajută. Am luat un carnețel și un pix. Să-mi notez, am intrat pe pagina de trending de YouTube pentru că, nu-i așa, am zis să învăț de la cei mai buni, cei care au succes în chestia asta. Și, na, haideți cu mine în această drumeție, această aventură. E bine, mi-a atras atenția un clip care se intitulează "Am intrat în catacombele din Cernobâl". Horror. Na, automat am văzut Cernobâl, am dat click, na, am văzut filmul, mi-a plăcut, nu e cel mai bun serial, am făcut și un clip acum câteva săptămâni în care am zis practic că Breaking Bad e cel mai tare și e cel mai tare, hai să fim serioși. Da. Ia uite, oameni care au ajuns la Cernobâl. Dar asta nu înseamnă Da, bă, uite, uite și pentagrama. Dacă nu vă ați înțeles, vă uitați, aude și acel zgomot de... Ia, se poate intra. Cititor, ceva cu R era, care citește chestii sau de pâritul ăla. Astăzi facem un nou vlog dintr-un fort abandonat. Zici că suntem în Cernobâl aici, adică suntem cam la 3-4 km de București, de ieșirea din București și nu mă așteptam să găsesc așa ceva. După cum puteți vedea aici, ne-am strâns echipa de explorare și avem aici pe spate, se numește Fortul 1 Chitila, da? Ei, ca să vezi, nu au fost la Cernobâl. N-aveau nici măști de gaze sau ceva să se protejeze. Mă simt ușor dezamăgit pentru că din titlu eu chiar am crezut că merge la Cernobâl băiatul ăsta și împreună cu prietenii lui care la rândul lor filmau, nu știu ce titlu au ales ei să pună clipurilor pe care le probabil au postat și ei la rândul lor pe YouTube. Dar da, nu e Cernobâl. Nu e Cernobâl, e fortul numărul 1 din Chitila. Ca să vezi. E limpede ca o apă cristalină, că acest fenomen internautic nu era la Cernobâl. Încă există radiație acolo și nici măcar acest băiat nu e suficient de inconștient să umble pe acolo fără o mască. Asta dacă e să ne bazăm pe unele chestii spuse în film, film care redă destul de fidel realitatea din cele spuse. Radiațiile vor mai dura, cred, încă 50 de ani. Nu mai rețin exact și nici n-am chef să verific. Eu nu sunt YouTuberul vostru preferat care e gata să facă tumbe de dragul vostru și al vizualizărilor. Da, dacă e să ne uităm, este numărul 17 în training. În trending, nu în training. Slav Squat. Și după câte se poate vedea din raportul like-uri-dislike-uri, comunitatea nu pare să fie prea deranjată de acest lucru, de acest clickbait ordinar, jegos aș putea spune. Nu știu alții cum sunt, dar eu în calitate de posesor a mai mult de 2 neuroni nu accept așa ceva, nu-mi place când cineva profită de mine sau de altcineva care nu este capabil să realizeze asta. Nu trebuie prea multe circumvoluțiuni să înțelegi că audiența acestui canal e formată aproape integral din copii și el știe asta. De aici tonul energic care îi întărâtă cumva pe copii, dar nu e la modul ăla pomohaci, ci mai curând e așa, pare entertaining. Și copiii sunt foarte atrași de chestia asta. Cei care produc un conținut asemănător și nu sunt puțini,
nu sunt puțini pe YouTube-ul nostru, sunt și afară, acum a devenit un trend și la noi, se întâmplă și la noi chestia asta. Ei sunt un soi de prădători sexuali în materie de minori, a.k.a. AK, pedofili. Da, și e dureros, am zis că dacă pot să fac ceva, să fac, pentru că, așa, copiii sunt în vacanță și asta înseamnă automat că tinerii aceștia nevinovați au mai mult timp de pierdut în fața calculatorului și cumva și pe YouTube, și asta înseamnă că sunt șanse mai mari, statistic vorbind, să fie expuși la un astfel de conținut. Da, e atât se poate, da, atât s-a putut. Asta mi se pare genul de chestie pe care o faci când nu ai altceva de făcut, cum la fel s-a dus și Jake Paul, sau cum îl cheamă, Logan Paul, s-a dus prin pădurea aia. Mâine se știe că sunt oameni care își pun capăt zilor, s-a dus să se distreze și el să mai facă conținut. Asta se aud clopot, e muzică dramatică. Oare ce o să se întâmple? Absolut nimic, n-are ce să se întâmple. Din bunkerul ăla nu vreau să vă zic ce experiență am avut la ieșire, pentru că a început o ploaie torențială. N-am putut să mai filmez nimic pentru că am băgat repede camera la valiera tot în ghiozdan, pentru că altfel nu le-aș mai fi avut în momentul ăsta la ce ploaie a început. Pot să zic că a fost o experiență super mișto și chiar vreau să mă întorc acolo atunci când nu o să mai fie inundat, să explorăm ca lumea catacombele alea. Deci dacă vrei să ne întoarcem acolo în fortul din Cernobâl, nu uitați să pușiți butonul de like, să lăsați un comentariu și un share la vlogul ăsta ca să ajungem sus pe trending. Și nu uitați că dacă vă place tipul ăsta de vlog în care mergem și explorăm, puteți să lăsați acolo jos un comentariu o idee de vlog unde putem să mergem să explorăm. Dacă știți voi o pădure bântuită, o clădire abandonată, un acoperiș pe care putem să ne urcăm, aștept cu mare drag acolo sugestii în secțiunea de comentarii. Clasicul creator de conținut de calitate de pe YouTube, bușiți butonul de subscribe, like, păduri bântuite și genul, în general, chestii la care copiii par să fie atrași ca moliile la un bec. Ia să vedem. Hei, eu sunt Montri și astăzi am revenit cu o nouă pagubă. De data asta am făcut mare pagubă la Subway. Din păcate, 4-5 angajați au trebuit să lucreze la aceste sandvișuri, deoarece am cumpărat toate. Mare pagubă ce au dat băieții ăștia la Subway. Na, să tot fie reclamă mascată. În fine, e reclamă. Am cumpărat totul de la Subway. Le-am dat daună. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 sandwich-uri. Asta e, s-a oprit producția. Practic au fost luați pe nepregătite cei de la Subway. În momentul în care tineri aceștia au intrat pe poarta magazinului, au plecat mai devreme angajații că nu mai au materie primă să facă și alte sandwich-uri. Înainte să începem acest vlog, nu uitați să bușiți butonul de like, să lăsați un comentariu și un share la vlogul ăsta cu sandwich-ul vostru preferat și unde vreți să mai dăm pagubă în București, pentru că mai sunt multe locuri. Dacă vreți... Mai sunt și la McDonald's, la KFC, aia săracii stau speriați acum. Se gândesc că din clip în clip o să treacă băiatul ăsta, o să le treacă pragul. Și dă daună și acolo, cu 17 găletușe, bucket-uri sau McPuișori. Bușiți butonul de subscribe și dați comentariu ca să primiți inimioară. Gen, faci ceva, primești inimioară. Și, na, copiii pun botul la prosteală din asta parșivă, ieftină. E ca un stimulant pe care îl primeai la grădinițe. Da, cam asta e practic. Asta se întâmplă în cele 10 minute. Doi tineri au dat iama la Subway și au cumpărat tot. Au dat... Le-au dat daună celor de la Subway, practic și-au cheltuit banii de pe bonurile de mâncare sau, nu știu, bani de alocație, habar n-am. Și-au cumpărat 17 sandwich-uri și-au făcut o degustare, de parcă ar fi, nu știu ce, vin simandicos. Și se comportă de parcă a intrat în clădirea Microsoft și a cumpărat afacerea și a mai frecat-o și pe femei lui Bill Gates sub atenta supravegherea acestuia. Na, le-a cerut în nenumărate rânduri copiilor să strivească, să bușească butonul de subscribe. Copiii naivi, na, cred totul. Le cer să bușească butonul de subscribe, ia asta fac. Ei vin la tine pentru că în ochișorilor mari, umezi și inocenți, ei văd un model de urmat, un model care îi ademenește cu sandwich-uri. Se pare că nu se mai fac pedofili ca pe vremuri.
fără dubițe și ademenit cu bomboane sau înghețată, ci clickbait, jegos cu sandwich-uri și prost gust. Sunt domnul Cristian, până data viitoare, țineți minte, nu puneți la suflet, băgați la cap. La revedere! I like to